Evenimentul de astăzi este un eveniment foarte important. În afară de faptul că se împlinesc 20 de ani de când Institutul a luat ființă, de fapt când a început să fie creat, pentru că a urmat fuziunea ale celor două entități care au fost create și așa mai departe și au ajuns astăzi să fie un institut, zic eu, recunoscut în toată țara. Și lucrul ăsta puteți să-l confirmați dumneavoastră care sunteți aici, pentru că în sală sunteți toți oamenii din industrie, toți cei care folosiți banii altora pentru ei, și puteți să confirmați dacă, sau cred că deja confirmați prin faptul că sunt în sală, că Institutul de Studii Financiare și-a atins scopul prin misiunea pe care o are. Este sărbătoarea de astăzi, este și pe într-un context dificil al economiei globale și al economiei naționale. Vedem în permanență o succesiune de crize. Nu ne-am întâlnit niciodată de-a lungul vieții noastre cu ceea ce constatăm în acest an, în anul 2022. E o situație dificilă. La un moment dat sunt economiști care au denumit această situație de astăzi permacriză. În sensul că e criză energetică, criză economică, criză de alimentară și așa mai departe. Probabil că o să fie destul de greu să depășim acest moment. Rolul dumneavoastră este decisiv în contextul actual. Rolul autorității pe care o reprezint este decisiv. Colegii mei cu care lucrez, și nu mă refer numai la conducerea executivă, mă refer la toți colegii din autoritate, sunt responsabili de acest lucru și vă spun în cunoștință de cauză că sunt responsabili și fac tot ce e nevoie astfel încât să supraveghem piața foarte corect și să depășim eventualele șocuri care probabil că o să vină, având în vedere și avertismentele instituțiilor internaționale. Și nu de curând, cred că ați primit și dumneavoastră din partea noastră sau ați văzut pe site-urile, pe site-ul autorității, avertismentul SRB, prin care ne atrage atenția să fim foarte atenți în viitor la eventuale șocuri puternice pe piețele financiare. Ca atare, trebuie să fim pregătiți în perioada următoare. Trebuie să fiți pregătiți pentru că mare parte dintre dumneavoastră gestionați banii oamenilor, banii populației, banii investitorilor. Să aveți grijă de consumatori, pentru că și în acest sens e posibil ca în perioada următoare, într-o perioadă, să zicem, probabil nu știu cât de scurtă, o să vă obișnuiți cu controle, cu o supraveghere mult mai asiduă a autorității. Nu facem lucrul ăsta ca să speriem piața, facem lucrul ăsta să ne asigurăm împreună cu dumneavoastră că obiectivele noastre sunt atinse. În ce privește evenimentul de astăzi, eu personal, după 2 ani jumătate de mandat, sunt mulțumit și cei care mă cunosc știu că nu spun ușor lucrul ăsta, sunt mulțumit de cum a evoluat Institutul. Institutul are o echipă foarte bună, care și-a dovedit competența prin tot ce a făcut până astăzi. Nu i-am cunoscut pe ceilalți, dar știu cum a fost condus și a fost condus foarte bine și până acum. Lângă noi este prietenul și colegul nostru, domnul viceguvernator, domnul Badea. Și dumnealui a avut o contribuție esențială la menținerea acestui institut, împreună cu cei care au fost înainte. Văd rolul institutului în profesionalizarea pieței, în conștientizarea mai bună a populației în ce privește educația financiară sau gestionarea banului.